În premieră pentru învățământul hunedorean, doi elevi au fost admiși la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite ale Americii. Este vorba despre Alexandru Raul Todoran de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie și Amira Abugarah de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Vulcan. Cei doi străluciți elevi hunedoreni au fost acceptați la Universitatea Harvard, dar și la alte universități, chiar dacă nu au dat examenul de bacalaureat. Recunoașterea valorii celor doi elevi de către renumita Universitate Harvard a generat un sentiment de mândrie locală la toate nivelurile. Avem mai multe motive de bucurie. Unul dintre aceste motive este faptul că avem doi elevi din județul Hunedoara care, iată, în acest an au fost deja declarați admiși la această instituție, prestigioasă instituție din lume. Este o performanță cu totul deosebită. Sunt elevi de care suntem foarte mândri. Sunt copii care au crescut, s-au dezvoltat, au învățat, s-au format în școlile din județul Hunedoara. Copii din, un elev este din Orăștie, este vorba de Alexandru Raul Todoran, olimpicul nostru la informatică, și totodată este vorba de Amira Abugarah din Vulcan, care de asemenea este de excepție. În acest an își continuă studiile cu o bursă în America și de asemenea a fost declarată admisă la această universitate. Vreau să precizez faptul că Alexandru a depus, să spun așa, a înaintat scrisori de intenție și toată documentația necesară către mai multe universități din lume, așa cum fac foarte mulți alți tineri de vârsta lui, și este foarte bine că fac acest lucru. Și Alexandru a primit răspuns și de la alte instituții, a fost declarat admis la universitate de asemenea din Paris și încă o universitate din Statele Unite ale Americii, și știu că așteaptă răspunsuri și de la alte instituții. Însă, așa cum precizam, Universitatea Harvard reprezintă, nu știu, poate că un ideal, ceva cu totul deosebit, o oportunitate pe care puțin tineri o au. Pentru că dacă ne uităm, absolvenții ai acestei universități sunt cei care în cariera lor au reușit să realizeze lucruri extrem de mărețe, extrem de importante pentru omenire. Amira este considerată de foștii ei colegi drept un geniu. Până să plece la studii în America, era președinta Consiliului Județean al Elevilor din Hunedoara și o tânără extrem de conștiincioasă, implicată foarte mult în viața școlii, angrenată în lupta pentru drepturile tinerilor, pentru stoparea exodului acestora în alte țări. Dovadă și mesajul transmis anul trecut la dezbatere organizată la DEVA de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF. Noi trebuie să gândim și la nivel local, la nivel mai jos, la nivelul fiecărui elev, pentru că nu toate proiectele ajung la nivelul fiecărui elev. Și asta e cea mai mare problemă pe care am întâlnit-o, dezinformarea elevilor, pentru că degeaba spunem că da, am făcut extrem de multe proiecte, da, vom face extrem de multe proiecte, dacă acestea nu ajung la toți elevii. Și de multe ori se întâmplă să nu ajungă tocmai la elevii care au cea mai mare nevoie, elevii din mediul rural, elevii din învățământul tehnologic, elevii din învățământul profesional. Și noi ar trebui să ne concentrăm nu doar la nivel național, ci și la nivel local, la nivelul fiecărui profesor, la nivelul fiecărui elev, la nivelul fiecărei persoane care are legătură cu sistemul de învățământ, să transmitem aceste proiecte și la nivelul elevilor, să ajungă la fiecare elev în parte. Pentru că știu că sună puțin a clișeu, dar schimbarea începe cu noi.